Cum te simți după primul gol marcat pentru Steaua în Liga 2? Personal, este doar un gol pentru încrederea mea. Sunt supărat pentru că nu a contat pentru nimic, pentru că am luat bătaie. Cui dedici golul de la Târgu Ca fiecare gol îl dedic mamei mele. Ai aproape 5 luni de când ai semnat cu Steaua. Cum ți se pare clubul din Gencia? Cum e atmosfera? Colegii pe care i-am întâlnit aici sunt niște colegi de nota 10. Este un grup foarte unit. Sunt foarte fericit aici. Cât despre club în sine, suporterii sunt magnifici, nu știu dacă am întâlnit, poate și la Craiova îi pot compara cu cei de la Craiova. Stadionul este de nota 10, foarte, foarte bine. În final am să te rog să adresez un mesaj fanilor înaintea meciului cu Unirea Dej. Îi păi îndemn să vină cât mai mult la stadion, pentru că o să fie un meci foarte, foarte frumos și sperăm să câștigăm acest meci. Deian, ai doar trei meciuri jucate în acest sezon. Cum te simți acum din punct de vedere al sănătății? Mă simt foarte bine, dar am avut o accidentare mai grea și m-a ținut departe de teren. Și după ce am revenit, am resimțit și am mai avut nevoie de două săptămâni, dar acum sunt 100%, mă întâlnesc normal cu echipa și sper să termin așa sezonul. Cât de dificil e pentru un jucător ca tine, cu experiență, să stea departe de gazon un timp atât de lung? Pentru orice jucător profesionist e greu, pentru că pierzi o rămâne de timp, revenirea grea, antrenamentele, ritmul, pierzi ritmul de joc, dar... avu avut grijă și preparatorul și a tot staful tehnic să, să mi revin cât mai bine fizic și să fiu apt 100% pentru meci. În acest sezon, în primele 12 etape, ați primit 14 goluri. Ce crezi că nu a mers în defensivă? Și noi suntem foarte dezamăgiți. Chiar vorbim mult și analizăm și pregătim și, nu știu, poate că au venit fost atâtea schimbări și aceste accidentări. Joci două, jo -o, trei meciuri, te accidentezi, iar poate și asta a contat și la Târgu a suferit un eșec neașteptat. Cum e atmosfera în echipă în aceste zile? Atmosfera e una bună. Ne pregătim cât mai bine. Vrem să câștigăm următoarele meciuri. Dăm totul la antrenament și o luăm ca o, o întâmplare. Că nu avem ce face, nu trebuie să mai stăm blocați în acel meci. Mergem mai departe și luăm meci cu meci. Meciul care urmează, să-l câștigăm. Iar meciul care urmează e cel cu Unirea Dej. Cum crezi că va fi? O să fie un meci foarte greu. Nu degeaba sunt pe locul 2. O echipă cu tineri talentați de perspectivă și de viitor. Dar noi trebuie să tratăm meciul cu maximă seriozitate și interes pentru a lua cele trei puncte și să ne consolidăm locul în clasament.